How are you? Yeah. Okay, the day starts with somebody who doesn't speak Romanian. Alright. So, okay, I'm Costas. Lucas is my surname, but you will call me Costas. And I'm the GM of Microsoft. No, Romania is actually the 7th biggest country in the EU. Okay, that's the rules. The rules of Fight Club, there are no rules. So, you're here today to talk about coding, right? Usually, big decisions in life, there is an element of luck, also an element of choice. Cool. Have a good day. Thank you. Thank you. Ne descurcăm în limba română, nu? Nu știu cum o să zic. Când am început eu să programez, nu arătau chiar așa calculatoare. Am pus, nu sunt chiar atât de bătrân, ok? În momentul în care am intrat la facultate, eu nu m-am ridicat din fața unui calculator. Deși teoretic, mi-am dorit să nu stau în fața unui calculator. Iar după ce făceam milioane, evident, cuceram Wall Street. Facultatea vă învață un lucru pe care nu vă învață, pe care nu îl învățați în altă parte. Vă învață să gândiți macro. Ok, eu sunt Diana, sunt project manager la o companie de IT din Timișoara. Avelgo se numește. Explic ce înseamnă programul academic Microsoft. În curând, în 2-3 ani, o să ajungeți și voi acolo, la facultate, să știți despre chestia asta. Foarte important să nu te lași descurajat și să întrebi și să spui, ok, asta nu știu, să nu-ți fie rușine să vii să întrebi. Adică încercați acum să lăsați să stăm numai în browser, să nu facem alte chestii în spate. Apropo de învățare, știți cum puteți să fiți siguri că învățați suficient de repede? Mergeți la concursuri. Acolo o să vedeți alții care învață mai repede decât voi. Ce te duci acasă de aici, astăzi? Everybody say something. Yeah. Something.